Salutare, pariori! Pentru ziua de luni, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele pronosticuri. Malmö Degerfors. Tipsterul Red spune că diferența dintre cele două echipe este uriașă în favoarea lui Malmö. În plus, cei de la Malmö traversează o formă bună și, ținând cont că vor evolua pe teren propriu, ar trebui să controleze cu lejeritate partida. Prin urmare, tipsterul nostru alege pariul pe victoria celor de la Malmö la o diferență de cel puțin 2 goluri. Play-off-ul din campionatul lituanian de basket continuă, iar tipsterul Wage și-a îndreptat atenția spre meciul 3 din seria Lietkabelis vs. Jonava. Precedentele două meciuri au fost spectaculoase, marcându-se de fiecare dată un număr ridicat de puncte. Astfel, tipsterul nostru mizează pe același scenariu și propune pariul de peste 150,5 puncte. Hamburg-Stuttgart. În opinia lui Cristian Lenga, Stuttgart este net superioară adversarei sale și spune că acest lucru s-a putut vedea încă din manșatur a barajului de promovare, când Stuttgart s-a impus cu scorul de 3-0. Astfel, tipsterul nostru mizează pe o nouă confruntare dominată de Stuttgart și propune pariul X2 și sub 4,5 goluri. Cincinnati Reds, Milwaukee Brewers. Andrei Cinculescu este de părere că gruparea din Cincinnati are o defensivă permisivă, încasând în medie peste 5 ranuri per meci. Astfel, cei de la Milwaukee pot profita, iar pronosticul tipsterului nostru este că aceștia vor reuși cel puțin 4 ranuri. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.